Pace, frați și surori, suntem din nou împreună în seara aceasta la studiul nostru biblic, prin har, prin credință. Vom continua și în seara asta să învățăm despre credință și lecția de astăzi se numește Credința care acționează cu violență. Haideți să ne rugăm înainte și să rugăm pe Domnul să binecuvinteze timpul nostru de părtășie în cuvânt. Închinăm înaintea ta, Tată, slăvim numele tău cel sfânt. Ești vrednic, ești mare, ești minunat, ești glorios. Stăm în prezența ta în această seară cu inima deschisă să învățăm din cuvântul tău. Rugăm ca Duhul Sfânt să ne călăuzească, vină să ne ajute să putem să înțelegem Scripturile, să ne deschidă mintea, să putem înțelege, să putem pricepe. Te rugăm să faci ca cuvântul tău să strălucească în inimile noastre în seara aceasta. La sfârșitul acestui timp de studiu biblic să fim îmbogățiți, Doamne, de cunoașterea Ta, de cunoașterea Harului Tău și de cunoașterea modului în care să putem să primim prin credință Harul Tău. Slăvit să fie numele Tău. Amin. Am vorbit despre Har și am spus că Harul este toată binecuvântarea, toată binefacerea lui Dumnezeu îndreptată spre noi, fără niciun merit, fără vreo performanță personală, pur și simplu din bunătatea Lui, din dragostea Lui, din Harul Său. Și am învățat apoi că Harul se primește prin credință. Prin Har ați fost mântuiți prin credință. Am vorbit despre credință și am spus că este singura cale prin care putem să primim Harul lui Dumnezeu. Harul nu poate să fie primit altfel decât prin credință. Am spus despre credință că cea mai înaltă formă de manifestare a credinței este odihna. Odihna în lucrarea terminată a Domnului nostru Iisus Hristos. Odihna în faptul că Dumnezeu în bunătatea Lui a pregătit deja totul pentru noi și noi doar primim prin credință. Odihna în acea relație scumpă, desăvârșită pe care o avem cu Tatăl datorită Domnului nostru Iisus Hristos. Am spus apoi că al doilea lucru despre credință este că ea este cea mai mare responsabilitate umană. Spune Biblia, și fără credință nu putem să fim plăcuți lui Dumnezeu. Este cea mai mare responsabilitate umană să credem și să luăm prin credință, să primim harul care ne-a fost dat. În seara asta vrem să mergem mai departe și să ne uităm la un alt aspect al credinței, și anume credința care acționează cu violență. Credința, dragii mei, acționează în baza Harului și pe baza Cuvântului lui Dumnezeu, a promisiunilor și a principiilor sale. Ori de câte ori mă confrunt cu o problemă, cu o nevoie, eu acționez cu îndrăzneală pe baza Harului dat de Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat Har pentru orice nevoie umană, pentru orice problemă în care m-aș putea găsi, pentru orice lipsă pe care eu aș putea avea, Dumnezeu mi-a dat Har. Și unul dintre beneficiile Harului este și acela de a fi ambasadorii lui Hristos. Prin Har, noi am fost făcuți ambasadorii lui Hristos. Noi suntem, de fapt, reprezentanții lui Dumnezeu aici pe pământ. Când Dumnezeu l-a creat pe Adam, dragii mei, el l-a făcut guvernator al pământului. Și Dumnezeu a creat un fiu al său și o fiică, da, pe care i-a pus guvernator al pământului. În calitate de ambasador, eu nu mă duc în fața oamenilor, ci acolo să stau să-L întreb pe Dumnezeu, Doamne, vrei să faci asta? Este voia Ta să faci lucrarea aceasta? În calitate de ambasador, Tu ai stabilit deja înainte ce poți să faci și ce nu poți să faci. Deja îți sunt stabilite însărcinările, misiunea ta ca și ambasador este deja stabilită dinainte. Când este vorba despre Harul lui Dumnezeu care ne-a fost dat deja în Hristos, eu nu mai întreb pe Tatăl dacă este sau nu voia Lui pentru un lucru care este prestabilit în cuvântul Său. Este foarte important să înțelegem lucrul acesta ca introducere la această lecție despre credința care acționează cu violență. În calitate de ambasadori al lui Dumnezeu, în calitate de împuterniciți ai Lui, dragii mei, noi pornim de la Dumnezeu cu o misiune și acolo când ajungem să facem misiunea, noi deja mergem cu lecția
învățată, ca să zic așa. Dumnezeu ne-a spus dinainte ce este al nostru, ne-a spus dinainte ce ne-a dat, ne-a spus dinainte ce avem de făcut, ne-a spus dinainte ce prerogative avem în calitate de ambasadori ai Săi, ne-a spus dinainte cum să acționăm și în ce direcție să acționăm. De exemplu, Petru, când este la Poarta Frumoasă și se întâlnește cu acel olog, nu convoacă o adunare de rugăciune, nu cheamă proroce din biserică să vadă ce o să-i spună Domnul cu privire la acest slăbănog. Sunt foarte mulți care spun, trebuie să ai o revelație de la Dumnezeu. Trebuie să aștepți o revelație din partea Duhului Sfânt și să acționezi pe baza acelei revelații. Nu găsim nicăieri în Scriptură așa ceva. Noi nu stăm în fața situației date, nu stăm atunci să mergem și să-L întrebăm pe Cel care ne-a trimis. Doamne, trebuie să fac asta. Noi deja trebuie să fim cu lecția învățată. Noi trebuie să știm deja că este voia Celui care ne-a trimis în momentul când ne întâlnim cu orice situație. Și atunci când îl întâlnește pe slăbănoc, dragii mei, Petru nu stă să dea telefoane, rugați-vă că nu știu ce am de făcut, vreau să primesc o revelație de la Domnul, vreau să vorbească Dumnezeu în situația acestui slăbănoc. Nu, el deja a primit o misiune din partea Domnului. Mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia la orice făptură, da? Și iată semnele care vor însoți. Puneți-vă mâinile peste bolnavi, eliberați demonizații și așa mai departe. De exemplu, dacă un polițist vede o infracțiune, dacă el stă atunci să dea telefon la șefii lui, alo, uite, am o situație, uite, văd că se întâmplă o infracțiune, ce să fac, să acționez, să nu acționez? Și bineînțeles că de la secție o să-i spună, bineînțeles, acționează, prinde-l infractorul și adu-l la noi. Și când ajungi la noi, predă-ți insigna, pentru că ești un polițist în tălău. Pentru că, dragii mei, polițistul știe că el trebuie să acționeze în autoritate, el își cunoaște bine misiunea și atunci când se ivește o situație în care el trebuie să intervină, atunci el nu mai stă să dea telefoane, să întrebe cum să facă, ce să facă, el pur și simplu acționează în autoritate, dragii mei. Se spune despre Domnul Iisus în Marcu 1:27, spune așa, toți au rămas înmărmuriți, așa că se întrebau unii pe alții, ce este această învățătură? O învățătură nouă? El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate și ele îl ascultă. Oamenii erau uimiți de această atitudine nouă a Domnului nostru Iisus Hristos, care poruncea ca un stăpân, cu atâta autoritate și duhurile necurate ascultau de ea. De unde avea Domnul Iisus această atitudine, dragii mei? Haideți să ne ducem în Ioan 13:3, pasajul acesta despre spălarea picioarelor spune Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini. Aici era secretul Domnului Iisus. El știa că este stăpân. El știa că i s-au dat toate lucrurile în mâini, de aceea acționa cu autoritate. Dragii mei, am vorbit 4 lecții despre har. Lecțiile acestea despre har am învățat cât ne-a pus Dumnezeu în mâini. Cât ne-a dat Dumnezeu în mâini. Iisus, care știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, adică har și moștenire, dragi mei. Și Iisus a primit har de la Tatăl, da? Doar că El n-a primit harul prin har. El este singurul care a primit harul pe merite. Noi l-am primit harul prin har, l-am primit în nemeritat, dar Iisus l-a primit, dragi mei, a primit harul pe merite. Slavă Lui în veci. Și El știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini. De aceea oamenii erau uimiți de modul lui de a acționa, pentru că el acționa cu autoritate. În momentul când știi cine ești prin har, în momentul în care știi ce ai primit prin har, în momentul în care știi ce autoritate ai prin har, în momentul în care știi ce chemare ți-a dat Dumnezeu, ți-a făcut Dumnezeu prin har și lista poate continua, dragii mei, în momentul acela tu poți să acționezi cu autoritate. Și chiar trebuie să acționezi cu autoritate. Pentru că știi că harul este al tău, l-ai primit deja. Pentru că știi că Dumnezeu prin har ți-a dat soluție la orice problemă. Și de aceea tu nu stai să eziți. Tu nu stai să-ți pui atunci întrebări. Oare o fi? Oare n-o fi? În momentul când cunoști harul care ți-a fost dat, când știi ce ai în har, ce ai primit în har,
În momentul acela poți să acționezi cu siguranță, poți să acționezi cu stăpânire, poți să acționezi cu autoritate, pentru că tu știi în cine ai crezut, pentru că tu știi ce ai primit, pentru că tu știi ce ți-a dat Dumnezeu și ce este al tău. De aceea, dragii mei, acest aspect al credinței, violența, trebuie să caracterizeze fiecare copil al lui Dumnezeu. Dar nu poți să ai această atitudine până nu știi mai întâi cine ești și ce ai. Polițistul acționează cu încredere, acționează cu autoritate, pentru că știe cine este, știe cine este în spatele lui, el știe că are o misiune și știe că în spatele lui, că el este trimis de însuși guvernul țării respective. Și că în spatele lui stă o întreagă poliție, stă jandarmeria și dacă trebuie și armata. Și dacă trebuie și NATO, în spatele lui stă o întreagă putere și el acționează în numele acelei puteri. Dacă Hristos trăiește în tine, tu trebuie să acționezi exact așa cum ar acționa el în fața oricărei situații. Dacă tu acționezi, dacă eu acționez, atunci vom acționa cu timiditate, cu sfială, cu multă incertitudine, o fi sau nu o fi, dar dacă lași prin Duhul Sfânt pe Hristos din tine să acționeze El prin tine, atunci Hristos va acționa în autoritate. El va acționa cu violență ca să impună voia lui Dumnezeu și să aducă harul lui Dumnezeu peste orice situație. Noi nu vedem, de exemplu, pe Iisus niciodată în public întrebându-L pe Tatăl dacă să vindece pe cineva. Dacă să elibereze pe cineva. Doamne, să potolesc furtuna asta. Sau să lasă ne scufunde cu barcă cu tot. Doamne, să dau să mănânce la ăștia 5.000. Nu, el doar să-și ridică ochii spre cer și mulțumește lui Dumnezeu. Doamne, să vindec orbul ăsta, să vindec femeia asta cananeancă. Înțelegeți, el știa care o misiune. Fapte, capitolul 8 spune că Iisus, omplind de Duhul Sfânt, mergea din cetate în cetate, vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, pentru că Dumnezeu era cu el. El era în planul lui Dumnezeu, el a trimisul lui Dumnezeu și de aceea el acționa cu autoritate, el acționa cu stăpânire, el acționa cu siguranță, el nu se bâlbâia, el nu se intimida în fața oricărei situații, pentru că el știa cine este, știa ce are în el, știa ce putere stă în spatele lui, ce putere este în el și așa mai departe, dragii mei. Și noi am fost chemați să facem și noi lucrările pe care le-a făcut El în numele Lui și cu autoritatea pe care El ne-a dat-o, dragii mei. Și El spune ucenicilor în Luca 10:19, v-am dat putere, și aici cuvântul este exosia în greacă, care înseamnă autoritate. V-am dat autoritate să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea, și aici este dunamis, peste toată puterea satanei. V-am dat autoritate, v-am împuternicit, v-am trimis, v-am echipat ca să călcați peste toată puterea satanei. Observați că verbul este la trecut deja. Ei aveau deja putere. În fapte 1:8, Iisus le spune ucenicilor și celor care erau împreună cu ei: nu vă depărtați de Ierusalim până când veți primi o putere, când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Când primești puterea? Când se pogoară Duhul Sfânt peste tine. În momentul în care Duhul Sfânt a venit în viața ta, El a venit cu puterea. A adus în tine puterea Duhului Sfânt și odată mântuit și devenit copil al lui Dumnezeu, tu ești un reprezentant al Lui, ești un împuternicit al Lui, ești un ambasador al Lui, așa că ai autoritatea. Ai și autoritatea, ai și puterea. Veți primi o putere când? Când o să vă rugați, când o să postiți, când o să vă adunați mai mulți la împreună și o să stați înaintea lui Dumnezeu multă vreme ca să primiți putere. Nu, dragii mei, când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Tu trebuie să acționezi prin credință știind că puterea este acolo. Harul este dat deja și trebuie să acționezi cu îndrăzneală în baza lui. Acum, dragii mei, vreau să înțelegem, noi nu ne mai rugăm pentru putere. Conform Scripturii, noi nu ne mai rugăm pentru putere.
Dacă trebuie să ne rugăm pentru ceva, dacă trebuie să ne rugăm, să postim pentru ceva, este ca să avem înțelepciunea și îndrăzneala de a folosi puterea. În Efeseni 1, 16, în jos, nu se roagă, Doamne, dă-le putere. Nu se roagă, Pavel, Doamne, dă-le putere. Ci se roagă, mă rog să vi se descopere ochii inimii ca să puteți pricepe care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale. Pavel nu se roagă, Doamne, dă-le putere, ci Pavel se roagă, Doamne, deschide-le ochii. Să înțeleagă că au primit putere, că au primit har, că au primit resurse, că au primit binecuvântare, că sunt deja binecuvântați și ei trebuie să acționeze în consecință. Aceasta este rugăciunea lui Pavel, dragii mei. La fel ca și polițistul. Polițistul nu stă să simtă că au autoritate. El nu așteaptă să niște fiori așa să-i treacă prin corp ca să zică, aha, am autoritate, acum o să acționez. Nu, dragii mei, tu nu ai puterea doar atunci când simți ceva, că ți se face pielea de găină, când simți niște fiori. Acestea sunt toate după tradiție. Tradiția spune, ai putere numai când simți ceva. Numai când se întâmplă ceva. Cuvântul lui Dumnezeu spune, Duhul lui Dumnezeu va fi cu noi și în noi, în viac. Și Domnul Iisus spune că atunci când am primit Duhul Sfânt, am primit și puterea. Mă refer aici în mod special la putere, pentru că vorbim despre aspectul acesta al credinței care acționează cu violență. Dar putem să lărgim aria la tot harul lui Dumnezeu, pentru că noi prin har n-am primit doar putere, am primit tot felul de binecuvântări. Și este valabil, dragii mei, la oricare aspect al harului. Trebuie să crezi că îl ai și să îndrăznești să acționezi în consecință. Încă un exemplu. În pilda talanților, da, Matei 25 cu 14, stăpânul dă talanții robilor săi și spune că a plecat într-o țară îndepărtată. Robii nici măcar n-au cum să-l întrebe pe stăpân la fiecare pas. Stăpâne, să fac investiția asta, să dau banii ăștia la zara, să cumpăr marfa asta și să o vând mai scump. Nici vorba. Ei au primit talanții și acum acționează după maturitatea lor managerială, da, ca să investească talanții și să aducă cel mai mare profit stăpânului. Deci ceea ce trebuie să ne caracterizeze este responsabilitatea de a folosi harul. Așa ca și polițistul, el nu așteaptă să simtă fiori că are autoritate, ci el pur și simplu responsabilitatea îl pune în acțiune. Eu știe, trebuie să acționez pentru că eu sunt un trimis, eu sunt un împuternicit, eu am o misiune specială și dacă nu acționez, e vai de mine. Cum spunea și Pavel, trebuie să vestesc Evanghelia. Și vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Înțelegeți, dragii mei, noi trebuie să acționăm cu îndrăzneală ca să facem voia lui Dumnezeu, să impunem harul lui Dumnezeu, să folosim harul lui Dumnezeu. Credința, dragii mei, este executorul judecătoresc care acționează în forță pentru a impune promisiunile harului. Este acest aspect al credinței care acționează în forță. Domnul Iisus spune în Matei 11 cu 12, din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerului se ia cu năvală. În limba greacă este verbul biazo, care înseamnă a folosi, a aplica forța, a impune cu violență. Da? Cuvântul tradus de Cornilescu Năval acolo înseamnă a aplica forța, a impune cu violență. Împărăția să ia cu violență, să ia cu năvală. Cei ce dau năvală, în limba greacă este substantivul biastes, cel puternic, cel impunător, cel care folosește forța. Cel violent pune mâna pe ea. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerului se ia cu violență, cu forță. Și cei ce dau năvală, cei care folosesc forța, cei violenți pun mâna pe ea. Este foarte important să înțelegem acest principiu al credinței, dragii mei. Și de ce? Pentru că trăim într-o lume a întunericului. Și diavolul nu stă liniștit să se uite la tine cât de bine trăiești tu în har, în abundența vieții creștine. El nu stă liniștit și nepăsător să te vadă pe tine cum te bucuri de harul lui Dumnezeu, da? Cum spune Pavel acolo, că
prin credință am intrat în această stare de har și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Ei bine, diavolul va încerca să te atace, pentru că prin credință tu ai intrat în această stare de har și acum el nu mai poate face nimic, ești în starea de har, dar el poate face ceva, să nu te bucuri de efectul harului, să nu te bucuri de binecuvântările harului. Și Domnul Iisus spune că lupul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. El vine să-ți fure harul. El vine să te oprească să te bucuri de har. El vine să te oprească să trăiești în binecuvântare. De aceea există acest aspect al credinței care implică, dragii mei, violența, autoritatea în forță. Acțiunea în autoritate. Iacob spune în 4:7, supuneți-vă lui Dumnezeu. Ce înseamnă să te supui lui Dumnezeu? Înseamnă să primești tot ce are Dumnezeu pentru tine. Înseamnă să-i dai dreptate lui Dumnezeu când spune că ești binecuvântat. Înseamnă să-i dai dreptate lui Dumnezeu când îți spune că ți-a adus har după har prin Iisus Hristos. A fi smerit înseamnă să recunoști că în tine însuți n-ai resurse și că nu poți să faci nimic pentru Dumnezeu cu resursele tale naturale firești, dar în același timp să recunoști că ai fost binecuvântat din abundență de Dumnezeu, pentru că așa spune cuvântul Său. A fi smerit nu înseamnă să te retragi, să te dai înapoi, că eu nu pot, că eu sunt slab, că eu nu am. Nu, asta nu-i smerenie, asta este o mândrie falsă. A fi smerit înseamnă, da, să recunoști că în tine însuți nu există resurse. În omul tău cel vechi, care de fapt a murit, dar în tine însuți a pus Dumnezeu resurse. Pentru că toată plinătatea locuiește, trupește în El, spune despre Iisus Hristos, iar El este în voi, Hristos în voi, nădejdea slavei. Adevărata smerenie, dragii mei, va recunoaște tot ce a făcut Dumnezeu pentru tine, tot ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Supuneți-vă lui Dumnezeu, zice Iacob. Și după aceea, de pe postura aceasta în care ai primit tot harul, ai primit binecuvântarea lui Dumnezeu, te-ai așezat în subciuperca aceasta pe care am vorbit, a răscumpărării, de acolo tu te împotrivești diavolului. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Petru spune același lucru, spune, împotriviți-vă tar diavolului și el va fugi de la voi. Am primit, dragii mei, o moștenire pe care trebuie să o luăm în stăpânire, dar am primit și autoritatea ca să-l dăm la o parte pe vrăjmașul care ne stă împotrivă. Evreii au primit o țară din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a promis-o, o țară în care curge lapte și miere. Vă dau țara aceasta și urmașilor voștri, pe vecie, spune Dumnezeu. Și când vin evreii să cucerească țara, o găsesc părăsită, plin de abundență, mesele încărcate, cu toate binecuvântările și nu era nimeni acolo. Nu, dragii mei. Când trimite Moise cele 12, îi scoade, 10 dintre ele vin și spun, acolo sunt anachini, acolo sunt fiii lui Anac, ăștia au care de fer, ăștia ne mănâncă și așa mai departe. Țara era dată de Dumnezeu prin har, dar trebuia luată prin forță. Și generația aceea de oameni ieșită din Egipt n-au avut credință. De aceea și vorbește Noul Testament despre ei, citiți Evrei, capitolele 3, 4, 5, pentru că nu a găsit Dumnezeu credință la ei. Ei n-au intrat în odihna aceasta, n-au intrat în promisiunea lui Dumnezeu, n-au intrat în har, nu s-au folosit de harul de a fi a avea această țară. Trebuie să piară o generație de necredincioși și apoi vine a doua generație, generația Iosua, care este plină de credință. Și ei îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Și, dragii mei, aceiași uriași erau încă acolo în țară. Încă pe vremea lui David, David și vitejii lui omoară o grămadă de uriași. Uriașii erau tot acolo. Țara era tot înarmată până în dinți. Diferența n-a făcut-o situația, n-a făcut-o contextul. Diferența a făcut-o atitudinea inimii celor care au primit harul. Această a doua generație, generația lui Iosua, are pe lângă har, are și credință. Și acționează cu violență, acționează în forță ca să-și ia moștenirea, dragii mei. Și Domnul le spune, vă voi da fiecare bucată de pământ pe care va călca talpa piciorului vostru. Atâta har veți avea cât veți îndrăzni să pășiți și să luați prin luptă. Dragii mei, Dumnezeu ne-a dat har după har. Atâta ne vom bucura de har,
atâta vom beneficia de har, cât vom îndrăzni să luăm prin credință. Și trebuie să înțelegem că diavolul nu va sta nepăsător uitându-te la tine cum te bucuri din plin din har și cum harul vine la tine, curge în viața ta fără nicio opreliște. Nu, trăim într-o lume ostilă, noi trebuie să trăim prin har aici într-o lume în care diavolul este dușmanul feroce al harului. Diavolul urăște harul, diavolul urăște ca cineva să trăiască prin harul lui Dumnezeu. Aș vrea să vorbesc aici puțin despre autoritate. Nu o să intru în detalii, pentru că am vorbit la cei patru pași în har, în destin. Am schimbat denumirea cursului Cei patru pași de uriaș, am schimbat în Cei patru pași în har. Sună probabil mai bine, mi s-a părut mie. Și cei care nu ați parcurs aceste lecții, vă recomand să mergeți pe canalul nostru de YouTube, Dan și Dora Noane, și le găsiți acolo și acolo sunt patru lecții despre autoritate. Acum vreau doar puțin să prezint câteva idei despre autoritate ca să înțelegem, dragii mei, pentru că autoritatea este foarte importantă ca noi să luăm harul, ca noi să trăim prin har, ca noi să beneficiem de har. Este important, așa cum am spus la început, trebuie să știi că ai harul și că ai autoritatea peste har. E stăpân pe har, ți l-a dat Dumnezeu în Hristos. Harul este al tău și de aceea tu trebuie să lupți pentru harul acesta. Tu trebuie să lupți ca harul să ajungă la tine, ca tu să ajungi să trăiești în har, să umbli în har, să fii binecuvântat în har. Și știm că Dumnezeu, atunci când l-a creat pe Adam, a spus: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Dumnezeu l-a făcut pe Adam stăpân peste pământ, i-a dat în stăpânire tot pământul, dragii mei. De fapt, Dumnezeu a creat o lume nouă, lumea materială. Și în această lume nouă, în lumea materială, îl așează pe fiul lui și pe fiica lui, Adam și Eva, îi așează Dumnezeu ca și guvernator peste această lume nouă. Da? Dumnezeu își așează fiul lui ca să guverneze această lume nouă. Și spune Psalmul 115, cerurile sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Și omul are un rol foarte important, dragii mei. Omul are un rol foarte important. Omului s-a dat autoritate și stăpânire pe pământ. De ce? Pentru că Dumnezeu a dat pământul omului. Cerurile și pământul sunt ale Domnului, dar pământul l-a dat fiilor oamenilor. Știm ce s-a întâmplat în Genesa 8, în Genesa 3, omul este amăgit să păcătuiască și păcătuind, el nu doar că pierde relația cu Dumnezeu, dragii mei, omul devine robul diavolului. Și când diavolul reușește să-l ia rob pe Adam, îl ia rob cu tot ce stăpânea ea. De aceea diavolul devine stăpânitorul lumii acesteia. Și Domnul Iisus se recunoaște. Și el spune Domnului Iisus, când îl ispitește pe Domnul Iisus, în Luca 4, 5 la 7, ție îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie îmi este dată și o dau cui voiesc. Cine a dat toată slava acestor împărății, toată autoritatea peste pământ, cine i-a dat-o diavolului? A dat-o Adam, dragii mei, și a dat-o de bună voie. Înșelat fiind, amăgit fiind, dar a dat-o de bună voie. Diavolul n-a avut autoritate asupra omului. N-a avut putere asupra omului. De aceea vine într-un șarpe, nu vine într-un leu fioros, nu vine într-un rinocer, într-un elefant puternic, nu. El vine într-un șarpe, că știa că n-are nicio șansă să-l ia pe om cu forța. Dar l-a înșelat și atunci, practic, omul i-a dat autoritatea păcătuind și intrând, de fapt, el însuși sub autoritatea diavolului cu tot ce stăpânea el. Și diavolul devine stăpânitorul lumii acesteia. Dar, dragii mei, a venit Domnul Iisus Hristos, un om fără păcat. Toți fiii lui Adam s-au născut sub această stăpânire. S-au născut sub această autoritate a diavolului și ei nu se puteau ridica din starea aceasta. N-aveau cum să se revolte împotriva diavolului. Pentru că stăpânul care era peste ei era
prea puternic. Era păcatul. Era păcatul care îl ținea pe om rob al diavolului. Natura lui păcătoasă care îl făcea să păcătuiască era, de fapt, calul troian al diavolului în sufletul omului, care îl făcea pe om să asculte de stăpânul ăsta rău și hain care îi chinuie, care îi chinuiește viața, și omul săracul, neputincios, n-are ce să facă decât să facă voia diavolului și să stea sub autoritatea diavolului. De ce? Pentru că are în el acest cal troian al diavolului, care este natura decăzută, este însuși, dacă vreți, ADN-ul diavolului în sufletul omului. Și a venit Iisus Hristos, un om fără păcat, un om în care a spus: vine stăpânitorul lumii acesteia, el nu are nimic în mine. Iisus a fost desăvârșit, el a fost fără păcat și el a zdrobit puterea diavolului. În primul rând, prin faptul că el n-a ascultat niciodată de diavol. Diavolul, prin toate ispitele cu care a venit împotriva lui, nu a putut să-l facă nici măcar o clipă să se supună diavolului, să intre sub autoritatea lui. În al doilea rând, Domnul Iisus Hristos moare pentru păcatele noastre. Și zapisul care ne stătea împotrivă, zice Biblia, păcatele oamenilor care erau argumentul diavolului în fața lui Dumnezeu, Domnul Iisus le spală pe toate cu sângele lui. Și Domnul Iisus mai face ceva. Ne ia cu sine în moarte, pe toți robii ăștia ai diavolului, ne ia cu sine în moarte, ne duce în moarte și în mormânt, termină cu noi odată pentru totdeauna, cu omul cel vechi, și când înviază, aduce la viață o făptură nouă. Ne-a dus pe toți la o viață nouă, făpturi noi, altul decât robul diavolului. Și acum diavolul nu mai are nicio putere asupra noastră. Acum noi suntem liberi de sub autoritatea diavolului, pentru că cel care a fost robul diavolului a murit. Dacă diavolul vine să-și ceară ceva, poți să-i spui: du-te la dănuță la mort. E acolo mort, îngropat cu Hristos. Lui poți să-i poruncești. Lui poți să-i spui să facă ce vrei. Voia ta, eu nu mai sunt acela. Eu nu mai sunt acela. Eu sunt un om nou acum, eu sunt o făptură nouă. Și, dragii mei, când Iisus a înviat din morți, el s-a ridicat biruitor peste toată puterea diavolului, peste toată autoritatea diavolului. El a luat autoritatea din mâna diavolului, dragii. Și înainte de a se înălța la cer, momentul acela este extraordinar de important, pentru că el spune: toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. De acum mergeți în autoritatea aceasta. Mergeți în autoritatea aceasta. Iisus Hristos ia din mâna diavolului autoritatea și o dă copiilor lui Dumnezeu, o dă fraților săi. Înțelegeți? Și în Coloseni 2:15 spune că despre Domnul Iisus: a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Domnul nostru Iisus Hristos a luat puterea din mâna diavolului și ne-a dat-o nouă. Apostolul Pavel, când vorbește despre înviere în 1 Corinteni 15, la sfârșitul capitolului spune Pavel acolo, versetul 55, 1 Corinteni 15: unde îți este biruința, moarte? Unde îți este boldul, moarte? Mai important să înțelegem, dragii mei, că moartea este tovarășa cea mai bună a diavolului. Diavolul și moartea lucrează împreună. De fapt, ce lucrează diavolul este moarte. Da? Diavolul lucrează moarte. Și Apostolul Pavel pune această întrebare: unde îți este biruința, moarte? Unde îți este boldul, moarte? Și moartea tace. Moartea n-are cuvinte. Și versetul 57 spune: dar mulțumiri să fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Unde este biruința? Moartea nu poate să răspundă, că nu mai are. La cine s-a dus biruința? Binecuvântat să fie, mulțumiri să fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Biruința este a noastră, dragii mei. Biruința este a noastră. Puterea asupra morții, puterea asupra diavolului este a noastră. Și noi trebuie să credem lucrul acesta. Și vă dau un exemplu. De ce totuși încă noi ne mai temem de diavolul? Noi ne mai temem de tot ce vine împotriva noastră. Ne îngrijorăm de lipsuri, ne îngrijorăm de neputințe și așa mai departe. De ce? Și vă dau un exemplu. Un cățel de Rottweiler a crescut în aceeași curte
cu un câine chihuahua. Ăștia sunt niște căței mici, niște câini foarte mici, da? Îi știți. Bun. Ăsta fiind adult chihuahua, era arțăgos și îl mușca pe cățelul de rottweiler și îl lătra la el și îl băga în sperieți și fugea cățelușul de el și mereu se dădea la el. Încet, încet cățelul rottweiler crește și ajunge un câine mare, un câine adult, puternic. Se lupta cu toți câinii după stradă. Pe toți îi bătea. Nu era câine în fața lui pe toată strada pe care să nu-i bată. Până apărea un chihuahua. Când apărea un chihuahua, rottweilerul nostru o lua la fugă direcția în curte și direcția până în fundul cuștii. De ce se mai teme dita mai rottweilerul de chihuahua? Pentru că în mintea câinelui, da, mare și puternic, chihuahua a rămas autoritate peste. Și dita mai câinele se teme de cățelușul ăla mic, de câinele ăla mic. De ce? Pentru că de mic acel câine l-a dominat în mine. Dragii mei, noi am fost obișnuiți ca diavolul să domine peste noi. Am fost învățați în felul acesta. În mintea noastră s-a întipărit clar că diavolul este stăpân, că păcatul e puternic, că neputința e mai tare ca noi și așa mai departe. Că insuficiența, că incapacitatea, toate sale noastre, toate domină peste noi, da? Acum Iisus Hristos ne-a eliberat. Noi suntem liberi, ba mai mult a și primit autoritatea Domnului nostru Iisus Hristos. Și noi continuăm să ne temem de chihuahua. Continuăm să ne temem de probleme. Continuăm să ne frică de provocări. Și nu îndrăznim să facem voia lui Dumnezeu, nu îndrăznim să acționăm și așa mai departe. De ce? Pentru că chihuahua încă domină mintea noastră. Domnul Iisus, dragii mei, ne-a trimis în această autoritate a Lui. Și așa cum am spus deja în Matei 28, mergeți în autoritatea aceasta. Mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, a Fiului, a Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Iar în Luca 16 spune, mergeți și predicați Evanghelia la orice făptură. Cine va crede se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. Sunt semne ale autorității. Nu avem timp să intrăm în detalii acolo, dar toate semnele din Marcu 16 sunt autoritatea omului peste diferite domenii din lumea aceasta, dragii mei. Autoritate peste boală, autoritate peste lumea întunericului, autoritate peste lumea animală, autoritate peste lumea plantelor. Și Domnul Iisus spune în Marcu 16:17, în numele meu, da, scoateți dragi. Apoi în Fapte 1:8, veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi. Da, am vorbit despre pasajul din Efeseni, unde Pavel se roagă ca să putem înțelege puterea aceasta. Și Roman 5:17, un pasaj despre care am vorbit mult când am vorbit despre har. Cu mult mai mult cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acel unul singur care este Iisus Hristos. Cine domnește? Cine primește în toată plinătatea harul și darul neprihănirii și acționează în consecință. Luca 10, iată că v-am dat putere peste toată puterea vrășmașului. Dragii mei, este atât de important să înțelegem autoritatea pe care o avem în Domnul nostru Iisus Hristos. Este atât de important să înțelegem că diavolul, cum am spus, el nu va sta liniștit ca tu să umbli în har. De aceea spune Petru, încingeți-vă coapsele minții, trăiți-vă viața în chingi, puneți-vă toată nădejdea în har. Nu lăsa să curgă viața de la sine. Nu lăsa ca viața să-ți facă viața, ca să zic așa. Tu trebuie să impui ca harul să-ți facă viața. Nu evenimentele care vin, nu întâmplările care dau peste tine, nu soarta, cum zic cei mai mulți, să-ți facă ție viața. Viața ta trebuie să fie făcută de către harul lui Dumnezeu. Să fie modelată, trasată, îndrumată în har și prin harul lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, noi trebuie să luăm atitudine, pentru că ni s-a dat așa de mult har și să acționăm cu violență în orice situație, ca niște stăpâni ce suntem pe harul lui Dumnezeu care ni s-a dat din abundență. Ce am spus că este harul, harul este feliat în promisiuni, este totalitatea, suma
promisiunilor lui Dumnezeu date omului în Hristos. Și atunci, dragii mei, ori de câte ori ne întâlnim cu o situație, ori de câte ori ne întâlnim cu o nevoie, Dumnezeu pentru orice situație, pentru orice nevoie umană, a pregătit o felie de har, o promisiune. Și tu trebuie să acționezi cu violență, cu autoritate, pe baza acelei promisiuni, ca harul să se poată manifesta peste domeniul respectiv. Aș vrea să vorbesc puțin despre eliberare, dragii mei, pentru că este un domeniu foarte discutat la vremea actuală. Se spune foarte mult că avem nevoie de eliberare și că trebuie să fim liberi și Domnul Iisus spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Vă va face liberi. Dar întrebarea pe care vreau să o pun acum este următoarea. Mai este copilul lui Dumnezeu rob ca să fie eliberat? Aici discuția este foarte, foarte largă, în special când e vorba despre demonizarea unui creștin. Poate un copil al lui Dumnezeu să mai fie demonizat? Și răspunsurile sunt dintr-un palmares, un evantai foarte larg, de la cei care spun nu, nici vorbă, până la cei care văd un demon în fiecare tufiș. Și sunt unii care vin la orice manifestare din viața unui credincios, vin să spună, ai nevoie de eliberare, ai un duh acolo. Trebuie să fie eliberat de duhul de beție, trebuie să fie eliberat de duhul de curvie, trebuie să fie eliberat de duhul de mânie, trebuie să fie eliberat de duhul de cutare, cutare, cutare. Și aici este important să înțelegem foarte clar, dragii mei, cum stă cu credinciosul. Personal, eu cred că un credincios poate să fie demonizat numai în situații extreme. Nu exclud totalmente demonizarea unui credincios. În situații extreme, un credincios poate să fie demonizat. Dar de cele mai multe ori, dragii mei, toate acele lucruri pe care le numim duc de mânie, duc de supărare, duc de cutare, nu e altceva decât faptele firii pământești. Dacă ne uităm la faptele firii pământești din Galateni, capitolul 5, vom observa ceva foarte ciudat acolo. Noi știm că vrăjitoria este acea faptă care aduce cea mai multă demonizare. Și totuși, Pavel o numește, pune între faptele firii pământești. Însuși vrăjitoria este considerată o faptă a firii pământești. Nu se spune că e un om care merge la vrăjitorii demonizat. Că el poate să fie demonizat dacă merge la vrăjitorii. Foarte sigur că va veni de acolo cu ceva însoțitori. Nici nu se pune problema. Dar ceea ce îl duce la vrăjitori este firea lui pământească. Este firea lui pământească. Și aș vrea să deschid acolo în Galateni, capitolul 5, și să citesc acel pasaj. Galateni, capitolul 5, cu 19. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia. Curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli. Închinarea la idoli este faptă a firii pământești. Vrăjitoria, vrăjbile. Da? Observați, vrăjitoria este faptă a firii pământești. Vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismerile, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Deci ce vreau eu să spun aici, dragii mei, când este vorba de eliberare, este că noi trebuie să fim foarte atenți să nu încercăm să eliberăm pe cineva de faptele firii pământești poruncind în numele lui Iisus Hristos demonilor. Pentru că facem o mare confuzie. De aceea, unul dintre darurile Duhului Sfânt este deosebirea duhurilor. Eu cred că, în mod special, Dumnezeu a dat acest dar bisericii tocmai ca să poată să discearnă între ceea ce este demonizare și ceea ce este faptele firii pământești. Atunci când este demonizare, este clar, folosim numele lui Iisus Hristos, acționăm în autoritate și poruncem acelui duc să plece și el trebuie să plece. Dar dacă sunt faptele firii pământești și noi le considerăm duhuri, influențe demonice, atunci poți să poruncești cât vrei. Pentru că faptele firii pământești există un alt tratament. Este credința,
în moartea noastră împreună cu Iisus Hristos, în învierea noastră, o făptură nouă, în faptul că în Hristos noi suntem sfinți și fără prihană, în a acționa prin credință, știind că tu ești neprihănit și ai puterea să trăiești o viață nouă. Deci este foarte important să facem această diferențiere între stăpânire demonică, între robie demonică și între faptele firii pământești. Atunci când Duhul lui Dumnezeu te călăuzește că problema este generată de un duh, atunci este clar, acționezi în numele lui Iisus Hristos și izgonește acel duh fără probleme. Dar când este vorba de faptele firii pământești, acolo este nevoie de pocăință și de aplicarea neprihănirii lui Hristos la viața noastră, dragii mei. Și Domnul Pavel spune așa în Coloseni: El ne-a smuls din împărăția întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Noi nu mai suntem robi, dragii mei. Noi am fost eliberați de către Domnul nostru Iisus Hristos. Și atunci, dacă în anumite domenii avem probleme, noi trebuie să impunem eliberarea lui Hristos peste orice domeniu. Și cum fac asta? Pur și simplu, recunosc că am primit har peste domeniul respectiv, cred din toată inima că am har pentru situația respectivă și acționez prin credință ca un om liber. În orice situație m-aș avea, cu care mă confrunt, cu care mă lupt, există ispita asta de a mă lupta cu demonii, când de fapt e firea mea pământească. Și de aceea unii oameni sunt clienți fideli cercurilor care se ocupă de eliberare. Sunt clienți fideli și mereu reapar. De ce? Pentru că confundă demonul cu firea pământească. Și frații de bună credință se roagă să-i elibereze. Și el zice, mă simt deja mai bine, sunt mai bine. Și vine din nou peste câteva zile. De ce? Pentru că n-a fost un demon. Este firea lui pământească. Este ceva din pornirile lui lăuntrice care îl împinge în direcția aceea. Acolo trebuie să aplicăm eliberarea lui Iisus Hristos, dragii mei. Și repet, și aș vrea să ne uităm puțin la 4 pași ca să aplicăm eliberarea în viața noastră. Și Pavel folosește acești 4 pași în Romani capitolul 6. Deci, repet, în momentul când e sigur că nu este un demon, și atunci cum aplic eliberarea lui Hristos? Noi am fost mulți din împărăția întunericului și am fost strămutați în împărăția dragostei lui. Noi suntem liberi, dragii mei. Și dacă libertatea aceasta nu se manifestă, atunci noi trebuie să o impunem în viața noastră. Și cum facem asta? Găsim acești 4 pași în Romani, capitolul 6. O să trec repede peste ei, că deja timpul nostru expiră. Așa expira deja. În primul rând este cunoașterea. În momentul în care ai o problemă, du-te la Biblie să vezi ce spune Biblia despre problema ta. Apostolul Pavel, în Romani, capitolul 5, vorbește despre consecințele mântuirii în viața credinciosului și despre supremația lucrării lui Hristos față de lucrarea păcatului. Și el termină capitolul 5 spunând: cu cât s-a mulțit păcatul mai mult, cu atât harul s-a mulțit și mai mult. Și acum el vine și pune o întrebare în Romani 6. Ce vom zice, dar să păcătuim mereu să se mulțească harul? Adică să trebuiască Dumnezeu să tot ierte și noi să tot păcătuim? Și el spune: Doamne ferește, nici de cum. Și argumentul pe care îl aduce apostolul Pavel aici în Romani 6 este următorul: tu ai fost eliberat de păcat. Cum să mai trăiești în păcat? Dumnezeu te-a smuls de sub robia diavolului și te-a făcut liber. E o nebunie să te întorci înapoi la vecul stăpân și să trăiești sub autoritatea lui când tu ești liber, când ai fost eliberat de vecul stăpân. Acesta este argumentul lui Pavel din Romani 6. Și primul pas, dragii mei, este cunoașterea. Și mereu în primele versete, până la versetul 11,
Apostolul Pavel spune, noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți. Mereu se repetă expresia a ști aici. Și verbul folosit acolo, pe a cunoaște, este un verb care exprimă precizia matematică. Nu știți că toți câți au fost botezați în Iisus Hristos au fost botezați în moartea Lui. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți spre slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel încât să nu mai fim robe ai păcatului, căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă a murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El și El continuă, dragii mei, cu aceste argumente ca să informeze. Deci primul pas ca să poți să biruiești un domeniu din viața ta este cunoașterea. Adică tu trebuie să știi că ai fost eliberat. Tu trebuie să știi că ești liber în domeniul respectiv și să vezi ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre domeniul respectiv. Mă duc din nou la Filipeni, capitolul 1, cu versetul 6, din traducerea Fidela. Pentru ca credința voastră să devină lucrătoare, activă, prin recunoașterea a tot binele pe care l-a făcut Dumnezeu pentru voi în Iisus Hristos. Deci cum putem noi să fim eliberați în acele domenii unde avem probleme? În primul rând să recunoaștem, dragii mei, că Dumnezeu are o soluție. Să recunoaștem că în Hristos noi am primit eliberare în domeniul respectiv. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit și că nu mai are puterea asupra noastră. Și că diavolul nu mai poate să ne spună nouă, să ne poruncească, să facem voia lui, pentru că noi nu mai suntem omul acela vechi, noi suntem o altă persoană care nu mai are treabă cu diavolul, care e eliberată de sub stăpânirea diavolului. Al doilea pas, și vreau să mă grăbesc, este să-ți însușești adevărul acesta. Versetul 11 spune, socotiți-vă deci. Cuvântul deci face legătură cu ce s-a spus până acum. Ca urmare a tot ceea ce am spus până acum, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Domnul nostru Iisus Hristos, spune Pavel acolo. Al doilea pas este însușirea. După ce afli ce spune Dumnezeu despre domeniul respectiv în care ai probleme și Dumnezeu îți va spune că ți s-a dat har, Dumnezeu îți va spune că ai primit autoritate, Dumnezeu îți va spune că ți s-au oferit resurse, Dumnezeu îți va spune că ai primit putere să depășești situația. Înțelegeți? După ce mă informez cu tot ce îmi spune Dumnezeu prin har despre situația respectivă, îmi însușesc adevărul respectiv, îl iau pentru mine, îl aplic la viața mea. Însușirea ia acel adevăr, acea informație, da, de la primul pas, o ia și o pune temelie a vieții mele. Sunt mulți care spun, vorbesc despre drumul de la minte până la inimă. Eu nu cred că există un drum de la minte la inimă. Inima include și mintea, dragii mei. Și eu cred că ceea ce spun ei prin asta, drumul de la minte la inimă, este de fapt a lua o informație care este la nivelul minții și a o face din ea principiul de bază pe care îl clădeți viața. Însușiți-vă, socotiți-vă morți față de păcat și vii față de Dumnezeu, spune Apostolul Pavel. Socotiți-vă așa cum v-am informat, așa cum pune cuvântul lui Dumnezeu prin harul lui. Apoi, dragii mei, al treilea pas este acționează în consecință. Versetele 13 și 19 spune să nu mai dați răpunerea păcatului mădularele voastre ca pe niște unelte ale păcatului, ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu și dați lui Dumnezeu mădularele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Al treilea pas este să acționezi în consecință. Și aici este cel mai greu, dragii mei. Aici intervine ce spune Biblia despre Avram, nădăjduind împotriva oricărei nădejde. Pentru că aici tu ești chemat să acționezi în totală contradicție cu tot ce îți spune ție contextul, situația în care tu te afli. Vă dau un exemplu.
ai probleme, da, financiare, te lupți cu sărăcia. Așa mi-a venit în minte acum exemplul ăsta. Te duci la Cuvântul lui Dumnezeu să vezi ce spune Biblia despre asta. Și Biblia spune că Dumnezeu ne-a dat toate lucrurile să ne bucurăm de el. Biblia spune că Dumnezeu, că Iisus Hristos s-a făcut sărac pentru noi, ca noi să fim îmbogățiți, ca noi să nu ducem lipsă. Biblia spune că noi am fost binecuvântați cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile celești în Hristos și că acele binecuvântări, ele trebuie aduse în domeniul fizic ca noi să nu ducem lipsă de nimic. Deci mă informez din Cuvântul lui Dumnezeu. Aflu din Cuvântul lui Dumnezeu că eu am fost binecuvântat, că eu sunt un om binecuvântat. Și atunci pasul 2 este îmi însușesc acest adevăr despre mine, că eu sunt un om binecuvântat, că eu nu duc lipsă de nimic, pui de lei duc lipsă și lifoame, dar de niciun bine nu duc lipsă cei ce se tem de ea. Iar al treilea pas, voi acționa în consecință. Voi acționa ca și un om care are tot ce trebuie. Și cum începe asta? Se duce Ilie la văduva din Sarepta și spune, dă-mi mie o bucățică. Cum să-ți dau, Ilie, că n-am? Dă-mi mie o bucățică. Femeia aceasta înțelege principiul. Înțelege să acționeze ca o persoană care are tot ce trebuie. Și ia din puținul acela despre care spune o să mănânc eu și copilul meu și o să murim. Ia din puținul acela și dă lui Dumnezeu. Domnul Iisus face același lucru. Are 5 pâini și 2 pești. Le binecuvântează și le frânge. Cum trăiești când ai probleme cu sărăcia și înțelegi adevărul, ți-l însușești, și apoi începi să trăiești în consecință, cum vei trăi ca și un om binecuvântat, ca și un om bogat, începând să dăruiești? Din puținul acela? Da, din puținul acela. În 2 Corinteni, capitolul 8, spune că din sărăcia lor Lucie au făcut un belșug de dărnicie. Acum, cum din sărăcie Lucie, cum să faci belșug de dărnicie? N-ai cum. Dumnezeu ne-a dat matematica și Dumnezeu nu deformează cifrele. Cum au procedat acești macedonieni când au fost într-o sărăcie Lucie, au început să dăruiască câte puțin din puținul lor. Și Dumnezeu a binecuvântat și a crescut. Și au dăruit iar din puținul lor și a crescut și au crescut. Și începând de la sărăcie Lucie, oamenii aceștia au ajuns în cele din urmă la un belșug de dărnicie. Da? Nu s-a întâmplat din prima. Din sărăcia lor Lucie au scos dita mai belșugul. N-au avut de unde. Nu. Dar au început să dăruiască din puținul lor, Dumnezeu a binecuvântat, au dăruit, Dumnezeu a binecuvântat și în cele din urmă de la sărăcie, Lucie, au ajuns la un belșug de dărnicie. Deci cum procedezi atunci când vrei să trăiești în consecință? Începi să trăiești ca un om binecuvântat. Pui la toți că ești binecuvântat. Bă, dar tu nu vezi, mă, straița sărăciei, cum se zice la noi aici în zonă. Tu nu vezi cine ești. Nu, eu sunt un om binecuvântat. Eu nu duc lipsă de nimic. Da, de-i proclama, am spus într-un alt mesaj, că prima acțiune a credinței este să proclame ceea ce cred. Credința proclamă ceea ce cred. Și tu vei spune la toți, eu sunt un om binecuvântat, eu nu duc lipsă de nimic. Și vei acționa în consecință, vei trăi ca un om bogat, dăruind. Și Dumnezeu te va binecuvânta. Al patrulea pas, și vreau să închei, deci pasul 1, informează-te. Apoi, însușește-ți prin credință. Primește pentru tine, pune ca și temelia vieții tale acel adevăr, ceea ce spune Dumnezeu despre tine în situația respectivă. În al treilea rând, acționează în consecință. Trăiește ca un om bogat. Trăiește ca un om binecuvântat. Și în al patrulea rând, păstrează-te. Odată ce ai ajuns la libertate, rămâi liber. Nu ceda. Diavolul va veni să te ispitească pe toate căile, da? Poate ne întoarcem la exemplul nostru cu omul sărac. El află adevărul și îl însușește, acționează în consecință, începe să dăruiască. Dar diavolul vine împotriva lui și dintr-o dată el ajunge într-o situație foarte critică, în care zice, cum să mai dau acum? N-am cum să dau, acum nu pot să dăruiesc. Și diavolul face să dea înapoi în necredință. Și diavolul face să gândească înapoi că el n-are, că el e sărac, că el duce lipsă. Diavolul vrea să-l aducă înapoi în robia sărăciei. Și aici, dragii mei, este lupta care se dă. Împotriviți-vă tare diavolului și el va fugi de la voi. Lupta de a rămâne în credință chiar și atunci când vin împotriva noastră tot felul de atac. Și diavolul va încerca să ne mintă pe toate căile. Nu e adevărat, tu ești sărac,
tu nu ești bogat, tu nu ești binecuvântat, uite ce se întâmplă, uite ce lovituri vin împotriva ta, uite că tu tot n-ai, uite că tu tot nu propășești. Și aici se dă bătălia, dragii mei, pentru că noi trebuie să rămânem în credință ca binecuvântarea să poată să acționeze. Este ca o binecuvântare, ca o roată din aia mare volantă care o pornești greu la început. O pornești greu la început, dar ea în cele din urmă pornește, se manifestă. Se manifestă pentru că prin credință tu rămâi la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar apoi trebuie întreținută, dragii mei. Trebuie întreținută. Roata cea volantă va merge o vreme și se va opri dacă nu o întreții. Și întreținerea aceasta sau păstrarea este pasul 4. Să nu cedezi atunci când vin împotriva ta atacurile celui rău care să te facă să te ducă înapoi acolo de unde ai pornit și să te facă să crezi ceea ce credeai înainte, lucru care te ținea rob în domeniul respectiv. Deci trebuie să rămânem, dragii mei, să păstrăm eliberarea pe care ne-a adus-o Dumnezeu. Iar când este vorba de o demonizare și Duhul lui Dumnezeu te călăuzește și îți arată clar că este vorba de o demonizare, dragii mei, acolo avem autoritatea numelui lui Iisus Hristos. Dar, repet, și în încheiere vreau să bat bine în cuie lucrurile acestea. Este foarte important să înțelegem că de cele mai multe ori manifestări chiar bizare sunt produse de firea pământească. Atunci când sunt produse de demon și știm că este un demon acolo, acționăm în consecință în numele lui Iisus Hristos pentru eliberarea în forță. Când este vorba de firea pământească, acolo trebuie să vin cu pocăință, să aplic harul lui Dumnezeu peste aspectul acela din viața mea și să mă duc în cei 4 pași despre care am vorbit. Informare, însușire, acționare în consecință și păstrare. Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Haideți să încheiem cu rugăciune. Doamne, îți mulțumim pentru harul pe care ne-l-ai dat în Domnul Iisus Hristos. Îți mulțumim că în harul Tău ne-ai făcut liberi și noi suntem oameni liberi. Ne-ai eliberat prin Iisus Hristos, Doamne, și îți mulțumim pentru aceasta. Doamne, mă rog în seara aceasta pentru mine și pentru toți cei care mă ascultă. Dacă mai sunt încă în viața noastră domenii în care libertatea lui Hristos nu se manifestă, Doamne, alegem să primim cuvântul Tău peste domeniul respectiv. Să aflăm informația Ta, ce spune adevărul Tău despre domeniul respectiv. Alegem să ne însușim acest adevăr. Alegem să umblăm în consecință. Și alegem să rămânem în libertate. Doamne, ajută-ne să parcurgem acest pas peste orice domeniu în care ne-am găsit, peste orice situație în care ne-am aflat și să trăim în libertatea copiilor lui Dumnezeu. Doamne, în numele lui Iisus, mă rog că dacă este cineva dintre cei care ne ascultă, care are probleme și realizează că este un duc necurat acolo, Doamne, te rog să-i dai îndrăzneala, să-i spună acelui duc să plece. Nu trebuie să apeleze la nimeni, pentru că el are persoana respectivă, are autoritatea. Doamne, dă-i și înțelepciunea, dă-i și îndrăzneala ca să poată să poruncească acelui duc să plece, să nu mai fie chinuit și apăsat, ci să trăiască în libertatea copiilor lui Dumnezeu. Îți mulțumim și te lăudăm, Tată, și te binecuvântăm în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Fiți binecuvântați, întăriți în credință. Mă rog ca Domnul să vă ajute să acționați pe baza adevărului Scripturii și să trăiți în libertate și să folosiți violența peste orice domeniu în care cel rău vrea să oprească harul și binecuvântarea lui Dumnezeu peste viața voastră. Să acționați cu îndrăzneală, așa cum a acționat Domnul Iisus Hristos. De ce? Pentru că știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini. Așa ne-a dat Dumnezeu toate binecuvântările de care avem nevoie în harul Său și noi trebuie să acționăm cu îndrăzneală, cu violență, ca să punem mâna pe acest har, este al nostru, ni l-a dat Dumnezeu și să nu lăsăm ca diavolul să ne păgubească, să ne fure, să nu trăim în tot belșugul harului pe care ni l-a dat Dumnezeu. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin.